Terenul va reveni partenerului, în primul rând, chestie absolut extraordinară. Am vorbit cu dumnealui dimineață, nici nu vrea să-și facă reclamă pe chestia asta. E un tip extraordinar, e de 30 de ani în România, cetățean român, studie aici, doctorat aici, soție româncă, doi copii. Vine din tot sufletul așa să rămână ceva, e de 30 de ani la Buzău și probabil cel mai mare, cea mai importantă firmă din sud-estul României pe partea de agricultură. Ideea este următoare, omul este foarte deschis și acel teren îi revine numai dacă în 7 ani nu se construiește absolut nimic. Nu îi revine dacă se construiește ceva acolo. Nici n-ai cum să prevezi așa ceva. Să faci un grafic pe sumele cu care ar trebui să vină este și prea devreme. Pentru că, în primul rând, îți trebuie acest studiu de fezabilitate, să vedem ce sume sunt acolo. Bineînțeles, avem posibilitatea, dacă vom reuși să obținem bani europeni sau alte sume, să investim, dar omul a spus, domnule, atâta timp cât eu am pus bani deoparte și o să mai pun, aș vrea să nu implicăm primăria și să vin cu bani privați. Unde mai găsești un asemenea nebun în ziua de azi? Nebun frumos, cum să spun așa. Și am dat exemplu, omule, domnule, uite ce soartă pe orașul ăsta. Un tip care se numează Angopol, și cred că ați auzit de el, proprietarul actualilor morg, Boromir, fabrică de pâine, ce mai este. Tipul ăsta avea cea mai modernă tehnologie din România la acea vreme, înainte de 1948, mă refer, mor de tip Böhler, e lider mondial și acum din Germania, și a făcut o școală în cartierul Mihai Viteazu. Este singurul om de afaceri pe care îl cunoști, de care am auzit, să fi făcut ceva pentru comunitate. Uite, acest om poate fi al doilea om care vrea să lase ceva în urmă și este de lăudat. Și e vorba românească, calul de dar nu trebuie căutat în dinți. Adică nu mai punem condiții care oricum sunt puse prea devreme, deci omul de bună credință vine cu terenul lui care ne-l dă. În maxim 10 zile ne cedează acest teren. Mai e încă o promisiune să ne dea până la 7 hectare, să facem acolo, am zis, centru de sănătate și să facem pe Planul Național de Redresare și Reziliență un centru, dacă vreți, colț de rai, se numește SAT pentru bătrâni. Adică să mutăm acel centru de îngrijire persoane vârstnice de la Marghiloman, care este, nu este cea mai bună ofertă care o facem seniorilor noștri în situație de criză, spre sfârșitul vieții, și putem face aici un lucru absolut extraordinar, inclusiv stația de ambulanță ar putea să vină tot aici, și este în apropierea autostrăzii, în apropierea viitorului drum, centura asta care v-am spus-o, drumul expres Buzău-Brăila. Deci un lucru e... Poftiți! Păi e un lucru extraordinar. Deci rugămintea este să-l acceptăm, ne donează omul terenul, după care, bineînțeles, va plăti studii, va plăti, el are deja o sumă importantă pusă deoparte.